Salut la toți! Astăzi, după cum vedeți, un test drive, un review, să zicem așa, la un Mercedes 212. De fapt, e primul review de pe canal, pentru că până acum, după cum ați văzut, au fost câteva video așa mai nestandarte, puse fără ordine. De fapt, mașina asta putem să o considerăm ca un proiect pentru canal, adică ea va apărea mai des ca altele, dar că e un proiect așa mai reținut, deoarece nu planific mari schimbări cu dânsa. Așa, lucruri mărunte care pe parcurs le veți vedea cum le vom modifica. Anterior, chiar ați văzut și un video cu cât costă deservirea mașinii, adică schimbarea filtrelor, uleiului și tot așa. Mai pe scurt, Mercedes 212, caroserie 212, un E220 CDI sau CDI, cum mai spun la noi, adică diesel de 170 de cai putere și 400 cuplu. Mașina e din anul 2011, în completație Avangard, culoarea neagră și cu cutie 7 G-Troni. Să o luăm de la un capăt, vom începe cu completația. După cum vedeți și după cum v-am spus, e completații Avangard cu, din față ce avem, avem xenon, avem linia asta de LED în loc de faruri anticeață. În mod normal, la completațiile simple, ele merg două faruri anticeață, adică așa rotunde, aici merge o linie LED. Mai este și la modelele primele, să zic așa, până în 2009, 2010, poate și 2011, așa un V, o păsărică, nu știu, spuneți cum vreți, orice cază e asta. Deoarece cu completație cu xenon este și linza asta, nu la toate este, adică la farurile simple cu halogen, e bec simplu de poziții, adică un gabarit, deoarece completația Avangard, bara din față e diferită față de Clasic. La Eleganță tot se întâmplă să se întâlnească așa bară din față, bumper cum îi se mai spune la noi. Și ce mai este, grila din față tot e alta față de Eleganță și Clasic. Iarăși la Eleganță puteți să o întâlniți, dar la Clasic nu. Prin ce se deosebește? Iată, liniile astea, lamelele, să le zicem așa, îs doar 3 la număr, comparativ cu Clasic unde sunt 4, și respectiv ele merg hrom, adică strălucite doar pe din afară, doar partea din față. Interiorul e un negru strălucitor. Acolo merge strălucitor peste tot, adică hrom integral. Deja, deoarece cu completații cu xenon are stropitoare pentru faruri, parctronic în față, parctronic în spate. Am să vă arăt, în spate merge cu semnalizatoare LED, de aceea în față ele merg la fel LED. Completațiile unde acelea merg halogen, în față tot merge un bec halogen. La completații mai putem adăuga că are două difuzoare la sistema de eșapament. Practic e asta. În interior am să vă arăt puțin mai târziu. Aș vrea să adaug câteva momente ce ține de mașina asta la general. În primul rând, după cum știți, concurență directă e BMW seria 5 în caroseria F10 și Audi A6 în caroseria C7. După cum ați observat pe drumurile noastre, poate și în alte țări așa, cel mai probabil e așa, mașina asta e cel mai des întâlnită comparativ cu celelalte două. Și sunt câteva momente de ce se întâmplă așa. În primul rând, mașina asta e mai ieftină, deoarece a ieșit prima față de celelalte. Primul model a apărut în 2009, F10-le a apărut în 2010 și C7-le a apărut în 2011. Tu plătești mai puțin pe mașină comparativ cu ele, dar primești fix același confort, clasă, statut și tot așa. Adică de bani mai puțin primești tot aceeași. De asta putem spune că raportul între preț, calitate, statut, imagine și tot așa, aici e cel mai bun în comparație cu toate aceste trei. Asta a fost primul punct de ce ele așa sunt de populare. În al doilea rând, mai circulă ideea, părerea că Mercedes-ul cât de cât și-a mai păstrat calitatea în comparație cu altele. Ceea ce ține de Mercedes, în comparație cu BMW și Audi, este ideea și părerea, și probabil așa și este, că e puțin mai bun la capitolul ăsta. Și primește că mașina asta intră atât de populară pe drumurile noastre. Și pe celelalte drumuri, probabil. Un stereotip care am vrut să-l zic despre dânsa. Al doilea e că mulți consideră Mercedes o mașină pentru persoane mai în vârstă. Pentru persoane care deja au reușit în viață, care au avut succes, care nu se mai grăbesc nicăieri. Eu aici personal nu sunt de acord din câteva cauze. În primul rând, Mercedesul nu se poate de el generalizat. Adică, de fapt, Mercedes, cuvântul Mercedes e la general. Nu se poate depus toate Mercedesurile în aceeași oală, să zicem așa. Ele între dânsele se deosebesc foarte tare. Să luăm chiar acest model, da? Un 212, el poate fi într-atât de diferit că pui două mașini una lângă alta și ai impresia că sunt în general total diferite, generații diferite și nimic comun nu au din afară de roți și caroserie una cu alta. Și aici s-ar putea de făcut o direct comparație, de exemplu, între un Mercedes de genul dat, adică un Avangard în 212 și un Clasic, spre exemplu, da? Respectiv, diferența care? Grila din față, ei cu mai multe lamele, are o imagine așa, mai clasică, să zicem. Farurile anticeață sunt becuri simple, rotunde, faruri fără xenon, suspensia acolo e puțin mai ridicată, mai ales spatele e cu mult mai ridicat, chiar aș putea spune. Mai departe, farurile din spate nu au linia asta cu LED, adică semnalizatoarele, cum v-am spus, sunt becuri simple. Plus la asta, clasicurile astea cel mai des sunt întâlnite chiar pentru persoane care cu vârsta mai înaintată. De aceea ei își pun chestiile astea, cum le se mai spune la noi, deflectoare sau... Adică chestiile astea din plastic care oamenii le încleie aici deasupra ferestrei ca să, nu știu, să nu ploaie înăuntru sau... Eu personal niciodată nu le-am înțeles. Își pun apărătoarele astea de la roți. Sincer, nici nu mai știu cum în română să le spun. La noi le zic și bruzgovici. Personal, mi se pare un lucru super demodat și foarte urât pentru mașini, mai ales de genul dat. Dar, iarăși, gustul omului nu se pune la discuție. Și pe lângă asta, foarte rar, nu foarte rar la Mercedes am văzut asta, dar oricum mai este și chestia din plastic care apără capota de pietricele și tot așa, adică muhaboi ca și el. Și iată, închipuiți-vă acum situația asta. Mașina cu roți de R16, faruri grile diferite, faruri anticeață, muhaboica, chestiile astea din plastic, apărătoarele de la roți, roțile, cum am spus, R16, din spate nu are LED. Și mai luăm acolo de exemplu, și o culoare careva așa mai simplă, sau cum să-i spun, o culoare, de exemplu, cafenie, suspensia destul de ridicată, și că mașina asta care v-am spus-o și vă imaginați, o iei și o pui lângă asta altă. Respectiv, vă dați seama ce diferență este între un simplu 212 și alt 212. De ce am vrut să spun asta? Pentru că nu se poate spune că Mercedesul este o mașină pentru un singur tip de oameni. Mercedesul e foarte diferit între modelele sale și chiar exemplarele sale. De asta nu vă lăsați duși în eroare de stereotipurile care circulă și luați mașina care vă place și care vă e aproape sufletului. Asta a fost în general ceea ce ține de stereotipuri, iar acum, ca exemple concrete, vă spun două exemple de ce această mașină nu le potrivește oamenilor de peste 40-50 de ani. În primul rând, după cum vedeți, anume exemplarul ăsta e destul de jos de la pământ, adică clearance-ul e foarte, foarte mic. Mă dau așa ca să vedeți și voi. Adică mașina, în condițiile în care nu e încărcată, nu are niciun bagaj. Iată, arată cum vedeți acum. Asta e foarte jos pentru o persoană genul dat. E foarte jos chiar în general pentru oricine, dar să ai tu 40-50 de ani, poate și mai mult, eu cred că nu mai ai chef să mergi pe drumurile noastre, să transpiri pentru fiecare petricic, val care apare pe drum și să nu atingi mașina pe desubt. Apropo de clearance, aici se poate uita din două părți, adică el e și plusul și minusul mașinii date. Plusul este, după cum vedeți, imaginea. Iată, mașina arată perfect din orice punct. Adică, mai ales că e mai pus și distanțiere, despre asta mai târziu. Mașina arată perfect din punctul ăsta de vedere, adică după gustul meu cel puțin. Iar ca minus este că ea arată perfect atâta timp cât îi stă așa parcată sau cât merge doar cu șoferul și gentuța lui. Odată ce urcă careva pasageri în spate, mai pui ceva în portbagaj, mașina începe să se așeze și arată o leacă, știți cum, dișalată, să-i zic așa. Adică mașina arată nu chiar sportiv, nu chiar frumos și de parcă ai încărcat-o cu toți sașii de cartofi care le-ai găsit pe acasă. Cu primul exemplu ne-am lămurit, iar al doilea moment este suspensia. Suspensia în cazul nostru este Avangard, adică din cauza asta ea și este așa de joasă, din cauza asta ea și ei mai dură, adică ea nu-i moale. Nu se poate de spus că nu-i confortabilă, pentru că destul de bine trece gropile, destul de bine le mănâncă, să zicem așa. Ea nu-i moale, adică o persoană care își ia Mercedes, care își închipuie că Mercedes-ul e tot acela care a fost cândva, o să-i spară prea dur suspensia de la mașina asta. Eu nu pot să zic cum e suspensia de la Clasic, pentru că eu n-am mers, acolo ea e mai înaltă, posibil și probabil ea e și mai moale. Dar eu personal nu pot să afirm lucrul ăsta, pentru că nu știu, că n-am încercat-o. Aici ea nu-i moale. E plăcută, e confortabilă, e plăcut de manevrat, ține foarte bine direcția, e mai aproape de sport, dar ei nu-i ceea ce așteaptă o persoană cu vârsta peste 50 de ani de la mașina care și-o procură. Despre caroseria asta în parte. Internetul se poate de găsit o mulțime de păreri negative despre dânsa. Ci că Mercedes-ul nu mai este acela, Mercedes-ul și-a pierdut din calitate, el nu mai arată așa, arată a corean și tot așa. Aici, iarăși, să zic că nu sunt de acord, parțial nu sunt de acord. El e corect că nu e același, pentru că se modifică, și nu numai Mercedes-ul, orice mașină se modifică în timp, devine altfel, undeva mai bine, undeva mai rău. Cel mai des puteți întâlniți că 211 era bun și 212 s-a făcut nu bun, da? Ce se poate de spus în cazul dat? Mulți compară 211 cu 212 în diferite completații. E și normal că dacă iei un E320 acolo, sau ceva mai sus de la 211 și îl compari cu un E200, un E220 în completație simplă, aceste mașini cel mai probabil o să-ți dea impresia asta că 212 s-a dus mai jos. Dar dacă să iei un 212 și un 211 cu același motor, dar poate nu chiar cu același motor, dar în aceeași completație, cu aceeași suspensii și tot așa, o să vedeți lucrurile care au evoluat în partea bună la Mercedes. 212 în aceeași completație față de 211 e cel puțin la același nivel sau în multe momente e puțin mai sus. Asta e sigur și am să vă arăt pe viitor. O să facem un review și la un 211 fix cu motorul ăsta și fix în aceeași completație. Parcă cu toate stereotipurile și chestiile astea ne-am clarificat. Haideți să vă arăt interiorul mașinii și totodată am să vă mai menționez alte chestii care ar fi bine să le știți despre ea. Secundă să treacă o mașină. E de fapt tot e reclamă, știi, oamenii sunt ce interesant, unde este și filmează, să-l căutăm pe internet. Da. Ce zici? Da. Dar eu vezi că asta e bucățele astea și pe urmă ele și eu acolo, înțelegi?